Bine v-am regăsit, doamne și domnule, sunt Ios Mata, vă invit ca de obicei în fiecare lună la ora 17 la o nouă ediție a emisiunii Repriză de Sport. Vorbim astăzi despre fotbal de Liga 4, am tot discutat de ce se întâmplă în Liga 2, în Liga 3, din păcate n-avem o echipă în acest moment de Liga 1, dar cine știe, poate Mioveniu va reuși să producă o mare surpriză și să revină în acest an în prima scenă fotbalistică a țării. Așadar, vorbim de ce se întâmplă în Liga 4, poate puțin se așteptau anul trecut să fie o luptă aprigă acolo în fruntea clasamentului, să fie cel puțin două echipe care își doresc să promoveze Liga 3. Și de ce nu ar fi bine pentru județul Argeș să avem încă o reprezentantă pe lângă cele trei care sunt în acest moment, Mucelul Câmpulung, Arău Câmpulung și Unirea Bascov. Vorbim astăzi cu invitatul meu, un team manager care a reușit multe promovări în cariera sa în Liga 3, care se luptă acum la echipa din Lărești. Zimbri Lărești se numește echipa și invitatul meu de astăzi este Dan Gheorghe, team managerul echipei. Dan, bine ai revenit la Repriză de Sport! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Țin să precizez că avem o muncă infinit de grea, dar prin aportul jucătorilor, al susținerii oficialităților locale, al sponsorilor, am întâlnit un climat frumos, un climat propice performanței, unde încercăm să ne facem treaba cât mai bine, să ne luptăm cu șansa noastră și, de ce nu, să sperăm că vom ajunge la barajul de promovare. Dacă nu, asta va fi, o luăm de la capăt, sunt obișnuit cu munca aceasta de jos, am un nucleu de jucători foarte serios, în plină cu copii, cu tineri de perspectivă, încercăm să facem ceva pentru comună, pentru comunitate, sperăm să ne iasă. Eu mă bucur tare mult că, iată, fotbal din Câmpul Lung parcă renaște. Mi-aduc aminte cu câțiva ani, vorbeam de o echipă, cred că nici în Liga 5 nu era la un moment dat, din Câmpul Lung. Erau echipe doar în Liga din zona limitrofă. Iată, acum e posibil să fie chiar trei echipe din zona Câmpul Lung în Liga 3. Da, e posibil, nu? Da, este foarte posibil. Cum am spus, noi ne jucăm șansa. Aici am întâlnit niște oameni senzaționali, o serie de sponsori, primăria, Consiliul Local, domnul primar Toader, care este un om senzațional, toate discuțiile care au fost disputate pe această temă s-au concretizat în bine, sunt condiții foarte bune pentru fotbalul la nivelul care ne aflăm noi. Țin să le mulțumesc pe această cale și suporterilor care vin în număr destul de mare la meciurile noastre, ne încurajează, inclusiv în deplasare. Sperăm să facem o figură frumoasă. Ne dorim de ce să ascund acest aspect, să mergem încă o dată la barajul de promovare, pentru că cred că am un nucleu de jucători serios, sunt niște jucători cu experiență și cred că putem face față fără nicio problemă acestui aspect. Te-aș completa eu, tu ai și o experiență cu aceste meciuri de baraj, dar și cu această luptă acolo sus, până aproape în ultima etapă. Da, într-adevăr, se repetă, numai că anul acesta este cu altă echipă, anul trecut am promovat cu Arău Câmpul Lung, echipa orașului, echipa pe care o am în suflet și în inimă. Acum am trecut în partea cealaltă, la Zimbri Lărești, am o experiență dobândită anterior, cu patru promovări, cu patru echipe diferite. Una dintre ele este chiar Lereștiu, dar cu altă denumire, m-am reîntors, pot să spun, acasă. Referitor la echipa cu care ne batem pentru supremație, Speed Academy, este echipa care ne-a luptat și anul trecut pentru promovare. O echipă foarte bună, o echipă omogenă, o echipă care își vinde foarte scump și greu pielea. Au un antrenor pe care pot să spun că este prietenul meu și am dialog cu el permanent. Este un tip care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Popescu Alin, care a venit în mijlocul echipei, unde transpune din experiența care a dobândit-o la nivelul superior care a evoluat. Țin să readuc aminte tuturor iubitorilor fotbalului din Mușcel, pentru că miercuri este derby, îi invităm pe toți să vină acasă, pe cocheta bază și arena a municipalului. Așadar, de 1 mai... Înainte să încinge grătarele, puteți să veniți să vedeți un meci pe cinste, un derby în Liga 4. Trebuie să spunem, ultima partidă înainte de încheierea sezonului regulat, urmează și la Liga 4 acel sistem play-off. Primele patru joacă sistem play-off și următoarele joacă play-out. Da. Dar spune-ne ce ai găsit la Lărești.
Efectiv, ai luat, nu știu dacă de la zero, dar un proiect aproape de la zero, probabil, nu? Când ai acceptat această provocare. Da, în primul și în primul rând am avut un dialog cu membrii staffului, cu domnul primar. Am avut, dacă nu mă înșel, 4 runde de negocieri în care am discutat toate aspectele în care am putea colabora. Dânșii au fost de acord cu tot ceea ce le-am propus eu. Avem o arenă cochetă, avem niște oameni care sunt în sprijinul echipei, care permanent găsim lucrurile cum trebuie la stadion, de la vestiare, echipament, pregătire, personal auxiliar. Chiar suntem, cred eu, bine organizați. Avem casa noastră, identitatea noastră. Suntem sprijiniți de un consorțiu de sponsori așa, care cred că sunt peste nivelul, cred că și Liga a treia, sunt cum sunt Conservation Carpathia. Da, nu putem să dăm nume, da. Dar foarte bine, sunt foarte bineveniți, cred, da, acești sponsori. Pentru noi este senzațional. Este senzațional ceea ce am reușit să clădim într-un timp atât de scurt. Eu chiar le-am spus la ultima ședință, să o numesc așa, înainte de a bate palma, le-am spus că eu, în nebunia mea, cred că pot să mă lupt și anul acesta la promovare, chiar dacă o parte din jucătorii care am lucrat cu ei au făcut pasul către Speed Academy, care au rămas la Aro, dar am rămas înconjurat de vechiul nucleu, plus tinerii de perspectivă care erau în zona noastră, unde cred că am făcut o treabă foarte bună pentru comunitate, pentru oamenii din jurul Câmpul Lungului, din jurul Mușcelului, Lereșteni, pentru toată lumea, unde vin și ne susțin ca la o echipă serioasă de fotbal. Da, e foarte important ambianța. Cei care mai participă la meciul de Liga 5-a, Liga 4-a, sunt senzaționale, vă spun. E o atmosferă așa de vis, cu niște, nu știu, meciuri crâncene și ambiții așa locale, care sunt, cred, pe placul multora dintre noi, cei care iubim acest sport. Ai reușit, cei care cunosc și urmăresc Liga 4-a, mulți dintre jucători să-i aduci cu tine la Lărești. Mulți jucători cu experiență, mulți au jucat pe la Liga 1, dacă nu mă știu, da, nu? Într-adevăr, vă dați seama că și eu sunt ca un garant pentru ei, pentru că inevitabil am legat o relație de prietenie, o prietenie familială, pot să spun, pentru că la noi nu mai contează remunerația sau chestiile astea, dar orice ban este binevenit, mai ales că în acest climat unde ne este aproape ca la fotbal, pot să spun. Deci aproape ca la fotbal, unde sunt toate premisele să reușim. Și v-am spus, avem susținerea oamenilor, susținerea oficialităților locale. Este acest băiat admirabil, Bogdan Dascălu, care este antrenorul echipei, care este un tip senzațional, care pur și simplu... Chiar vreau să te rog să ne spui mai multe despre antrenorul echipei tale. Îl felicităm pe această care, pentru că te-a făcut o figură frumoasă să formezi o echipă și să te lupți cu o echipă omogenă, Speed Academy, care o știi cu toți anii trecută, s-a bătut până în ultima etapă cu Aro. Un antrenor, da, bătăios, pare, da, așa. Bobby este un băiat senzațional, un tip care mănâncă fotbal pe pâine, este exact în asentimentul meu. De dimineața până seara, de câte ori ne permite timpul, vorbim doar de fotbal. Este un tip care este bine pregătit, chiar dacă nu a spus capul în lume, cum vine vorba și așa, își face temele foarte bine. Este un împătimit al fotbalului, este lereștean 100%, ceea ce este și o garanție că lucrurile sunt făcute sănătos. Oamenii îl știu foarte bine pentru că este un băiat aplicat, un băiat care participă și transmite starea de bine în cadrul echipei. Suntem chiar, pot să spun, o familie, cu soții, cu prietene, cu prieteni, cu... Chiar formăm o familie frumoasă la LR și mă bucur pe această cale că am ales cu capul, cum vine vorba. Da, LR este o comună mare, cu potențial și, deci știu eu, ca de ani acolo fotbalul n-a dispărut și iată, poate acum e o provocare în plus, n-a avut nicio participare, dacă nu mă știu, în Liga 3-a, nu? Ba da, tot cu mine au promovat. Deci au avut un baraj care am promovat cu Găieștiu, unde tot eu a fost primul an al meu ca și conducător. În 2001 sau 2002, dacă nu mă știu. A trecut, da, foarte mult, cred că, da, da. Și s-a jucat la Câmpul Lung, a jucat. Dacă nu era omologat, acum v-am spus, baza este senzațională, condiții super. Practic ne identificăm cu localitatea din toate punctele de vedere. Chiar vă invit, când o să aveți plăcerea și
timpul necesar, sunteți bineveniți pentru o inspecție asupra ceea ce se va clădi acolo. Sunt lucruri frumoase, sunt lucruri care cred eu că te obligă și pe tine ca sportiv când vii acolo și găsești acest climat, acest ambient plăcut pentru a merge către fotbal. Pentru cei care ne îl iubim, care facem din pasiune acest aspect. Da, eu aici la Preză Sport, transportatorii noștri fideli, eu știu lucrul ăsta, am tot sperat ca autoritățile locale, acolo, oriunde, în ce localitate, să se implice un pic în această infrastructură. Iată, probabil și că și acest flagel care vine de sus cu construcția de stadioane moderne în țară, poate obliga așa un pic și primarii să lucreze în acest aspect, să creeze, să spunem, prima dată baza sportivă și după care cu siguranță vin și tinerii și toți oamenii care iubesc sportul să practice lucruri care se întâmplă la Legii, ce știu eu, nu? Da, într-adevăr, în momentul de față, avem un proiect în derulare de dezvoltarea bazei sportive, un proiect senzațional unde va fi un gazon hibrid cu sală de forță, bazin, refacere, mini cantonament, nocturnă, trip. Deci, cam exact ce găsesc echipele noastre prin Austria. Perfect. Când merg în cantonament. Eu am fost cu FC Argeș și am văzut o echipă de Liga a 6-a din Austria. Am rămas surprins ce bază, exact ce povestești tu acum, așa aveam, în Liga 6 în Austria. Liga de 6. Ceva senzațional o să fie, credeți-mă, la Lerej, nu știu, n-am cunoștință la nivelul județului, dar o să vedeți în cel mai scurt timp, la Lerej va fi ceva peste puterea județului. Senzațional pentru, și foarte benefic pentru tinerii din comună, din zonele limitrofe, unde în cadrul clubului activează un centru de copii și juniori cu marea majoritate din localitate, instruiți de un antrenor din tot din localitate care a jucat și el fotbal, se ocupă foarte bine de creșterea și implicarea tinerilor talente. Sunt câțiva tineri de perspectivă care, de câte ori ne permite programului, tragem către echipa mare să le fie și lor mai ușor acomodarea. Sunt jucători tineri, au nevoie de timp, de acomodare și cred că și pentru ei e ideal să deschidă ochii printre gar să vadă un jucător precum e Andrei Nilă, cum e Bogdan Stancu, cum e Adrian Tănase, Leca, Ionuț Voicu, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aș vrea să vin și cu o completare. Țin să le mulțumesc băieților că m-au făcut așa fericit săptămâna trecută, unde am primit un fax de la Federația Română de Fotbal, unde chiar dacă suntem la Liga a 4-a, doi jucători de-ai noștri, dascălul Marius și Andrei Cicu, fac parte într-un lot al Federației Române de Fotbal, care participă la un trial de, nu știu cum să-l numesc, curat și de calificare pentru fotbalul amator. Și vă dați seama și pentru noi ca comunitate, pentru noi ca echipă, pentru ei ca și colegi, ca doi colegi de-ai lor să le cânte imnul național. Este o mândrie a noastră, ale reșterinilor, a colegilor, de care ne bucurăm cu toții din toată inima. Deci, să înțelegem, nu contează unde joci, dacă joci bine, te vede cineva, nu? Adică ai o șansă. Da, într-adevăr, băieții ăștia sunt admirabili toți. Și chiar vorbeam că dacă era normal la selecția cine i-a remarcat pe cei doi, noi credem, nefiind subiectivi, că ar fi trebuit să mai facă parte dintre acei jucători minunați, tot așa, chiar dacă suntem la amator, pentru că sunt profesioniști, chiar dacă suntem la Liga a 4-a, să respectă, au un program, sunt familiști convinși, practică fotbalul într-un cadru organizat, deci suntem pe drumul cel bun. Da, e important că s-a făcut primul pas, iată, un jucător din Liga a 4-a poate să facă pasul la un trial la echipa națională, da? Da, sunt calificările, mâine și, deci mâine și poimâine sunt calificările la acest turneu de calificare. Le-am urat multă baftă și colegii pe grup le-au spus să fie încrezători în șansa lor, că nu în orice zi cântă imnul echipei naționale, faci parte dintr-un climat de performanță unde te duci să te pregătești cu antrenori de la lotul național, să stai într-un cadru organizat, e ceva frumos și pentru noi. Adică e o mulțumire sufletească că munca asta care o dezvoltăm noi la acest nivel ajunge și la nivel superior și e mulțumirea. Asta e cel mai mult de apreciat. Cred eu că iată, munca până la urmă va fi răsplătită într-un fel sau altul. Nici nu știi când cineva îți apreciază munca dacă tu ești, mă gândesc, serios în ceea ce faci. Pentru noi vă dați seama că eu prima dată când am văzut, când am primit acest mail de convocare, am zis că nu poate să fie. Poate vreo amendă, da, ceva sau... Nu se poate. Bă, să ne ia de la Liga a 4-a, nu știu ce, și după aceea am pus număr de contact, am vorbit și am spus că este adevărat. Vă dați seama că primul lucru l-am sunat pe antrenor, i-am spus
Mister, am o veste senzațională pentru noi ca echipă. Deci e senzațional, e o știre de breaking news pentru noi, practic. O echipă de Liga 4 să ai două convocări pentru echipa națională, era super. A fost în maximul din ce puteam gestiona mai departe. Poate ajută și numele ăsta pe care l-ați găsit la echipă, așa, impunător, Zimbri. Da. În spirit de glumă spun lucrul ăsta. Zimbri este un animal, adică numele de Zimbru, este un animal care reprezintă pădurile din zona noastră. Deci e o repopulare a lor. Suntem mândri că îi avem pe sigla noastră. Sunt chiar falnici și transmisarea de exact ce le transmis eu băieților, de sinceritate, de dorință, de luptă. Da. Da, o să mai discutăm de acest nume care e interesant, așa e frumos pentru o echipă de fotbal. Dar cum a fost până acum acest sezon de Liga 4? Un număr nu foarte mare de echipe, din păcate, față de cum ne-au obișnuit noi, cel puțin 16, așa, cam mare de an, cam 16. Dar în discuțiile care le-am avut la AJF cu domnul președinte Cătălin Popa, cu domnul Dan Pirciu, cu membrii, eu cred că este mult mai benefic pentru fotbal o să avem 12 echipe sau 11 care sunt serioase, care pot duce campionatul așa, cu echipă de juniori care să poată participa, să-și desfășoare un campionat pentru pregătirea tinerilor talente, decât să avem 18 echipe, să ne trezim că 3-4 abandonează sau sunt scoruri astronomice de la locul 1 la locul 15. Mai bine așa și pe viitor. Mai bine... Să nu mai vedem episodul la... Tragic comic, aș putea spune eu, a fost anul trecut cu domnul Noni, care a ajuns cunoscut în toată România. Domn profesor Turciubărez, da. Dânsul a picat acolo exact cum nu trebuia, exact ca și noi ca echipă, ca Aro Câmpul Lung, pentru că, vă dați seama, noi numai chef de scandal mai aveam cu... Și să mai mergeți un pic pe la comisie, să mai stați pe emoții, federație, că poate cine știe. Nu? Ne-a bălăcărit toată lumea prin ziar și nu știu ce, mai ales că jucătorii ăștia care... fuseseră la nivel foarte bun, care au jucat în cupele europene, au le-a cântat timpul, să-i avea chef să îi bălăcări la Liga a patra, cine? Și asta a fost. S-a făcut dreptate, ca drept dovadă, echipa a promovat, fără drept de apel, în ambele manșe, cu acești jucători și ne-am făcut treaba, am ajuns la nivelul super, că asta era obiectivul nostru, să creștem frumos. Da, probabil da, măsura asta de a fi mai puține echipe, dar mai serioase, până la urmă, cred că se dovedește a fi benefic, nu? Pentru spiritul competiției, nu? Eu vă spun sincer, din punctul meu de vedere, este senzațional. Chiar dacă suntem echipe mai puține, condițiile sunt mult mai bune, adică la majoritatea sau dacă nu la toate echipele găsești condiții umane, decente, adică cu vestiar, cu apă caldă, terenul pregătit de antrenament, baza împrejmuită, oameni desemnați, exact ca la fotbal. Chiar dacă suntem la Liga a patra, astea sunt lucrurile cele mai frumoase când te duci și ești întâmpinat de un oficial al echipei gazde, poftiți, aici este vestiarul dumneavoastră, aici este banca de rezervă, aici arbitrajul, unde aveți de făcut foaia, lucrurile sunt așa, ne respectăm când plecăm sâmbătă de acasă sau când e etapă intermediară, să ne simțim respectați, în siguranță, că ăsta e cel mai important aspect. Pleacă de acasă, uite, ai episoade care nu-ți fac cinste, genul care e așa, lasă, mai bine te elimin când ești pregătit. Da, chiar am observat, nu a mai fost episoade din astea nedorite în fotbal, chiar a fost un campionat liniștit, să spunem, din acest punct de vedere, nu? Da, și chiar acum când a fost adunarea generală, chiar am fost de acord cu ceea ce s-a votat, ca toate echipele din Liga a 4-a, Liga a 5-a să nu se mai dea voie să joci fără teren delimitat, fără vestiare, fără apă caldă, pentru că ăsta e un sport în care noi ne petrecem timpul de plăcere. Nu mai este financiar. Este pur și simplu un mod a ne delecta, de a socializa, de a găsi... Și totuși suntem în 2024, da, adică... Să nu ai o decență minimă de confort în care să te prezinti la ora jocului. Cum era pe vremuri în care... Vestiar, nu știu ce, dacă se știa ce înseamnă vestiar, toată lumea se schimba mașină și cum era pe vremuri. Dar iată că ne-am mai modernizat și noi am mai ajuns deci la alt nivel. Și... Chiar vă rog, când vă permite timpul să veniți să vedeți o bază, nu cochetă, extraordinar de frumoasă, unde e sală de sport, teren de iarbă, teren sintetic, nocturn, adică vestiare utilate, cu băi, cu tot exact, ceea ce nu te obligă decât să îți faci datoria când vii de acasă, cum vii să fii pregătit de luptă.
cum îmi place mie să transmit starea asta de luptători. Așa le spun eu, gladiatori la jucătorii mei. Pentru mine sunt adevărați gladiatori. Sunt niște băieți admirabili care totul câștigă numai cu inima. Deci totul câștigă numai cu inima. În afară de talentul nativ care îl au, au umplut inima asta mare. Asta face mult de tot la fotbal. Dar spune-ne, lupta asta, până la urmă, se cam cunosc, nu? Echipele care intră în play-off, nu? Da. Mai e loc de vreo surpriză în această ultimă etapă? Nu, e diferență foarte mare, 20 ceva de puncte între Speed Academy, Zimbrile Rești, ACS Costești și probabil se va da lupta între... Pe asta, a patra, mă refer. Da, la... dintre Domnești și Valea Iașiului. Acum se va hotărâ și miercuri care a fi cea de-a patra combatantă în primele patru. Este diferența foarte mare. Suntem două structuri sportive bine organizate, din toate punctele de vedere. Adică bătălia clar se va da în doi. Da, nu? Cu... 100%. Nu se înjumătățesc punctele, rămân punctele. Dacă noi, în eventualitatea, dacă vom câștiga terminând returul pe primul loc, câștigă ei... Terminei sau termină egal, adică nu este nimic jucat. Asta, clar că acest play-off va fi hotărător, clar, nu? Da, 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 se joacă. Vă v-ați întâlni, mai sunt că trei meciuri, trei derbiuri între voi, puțin, da. De avantajul nostru că avem de două ori acasă, le va fi foarte greu la Lerești și oricărei echipe va fi foarte greu la Lerești, pentru că acolo suntem aliați cu Râu, cu Ramu, Pârjolin tot. Acasă suntem gladiatori. Da, va fi interesant să vedem acest meci. Așadar, miercuri la ora... 17:30. Oh, și seara, cred că va fi multă lume, nu? Va fi multă lume prezentă. Noi am făcut și un spot de promovare al meciului pe pagina clubului. Jucătorii, membrii staffului au distribuit postarea. Avem, e foarte bine, pentru că important e un sport să se desfășoare în prezența multor spectatori, înaltă. Da, vă dați seama. Și noi, chiar dacă suntem o echipă mică, între ghilimele mică, avem dorință foarte mare. Și prin această promovare a localității, lumea a început să vină și din zone limitrofe, din zona Câmpul Lungului. Adică vin și ne asimilează ca o echipă serioasă, sănătoasă, care ne desfășurăm activitatea într-un cadru și într-un climat efervescent, așa, care dă naștere, dă impuls, dă plăcere și o să vedeți, vin femei, vin copii, e nesperat de frumos la Lerești. Să vedeți baza cum este de îngrijită și aranjată și de nu vă vine să credeți, o echipă de Liga 4 să poate identifica cu asemenea bază frumusețe de bază sportivă. Da, felicitări celor care se ocupă, până la urmă, uite, fac lucruri pentru comunitate, beneficiază oamenii din localitate și toate aceste lucruri și implicări în ce înseamnă infrastructura sportivă, iată, până la urmă, aduce un plus comunităților și îndemnăm pe toată lumea să facă acești pași. Da, important pentru Liga 4 această luptă în doi. Era păcat să spunem, să vedem decât o echipă care se bate acolo singur. Mi-aduc aminte campionatul în care Unirea Brașov a jucat singur, așa, da, așa da, a apărut da. Când a promovat. Da, nu? E frumos și pentru fotbal. Vă dați seama, când ai două combatante sănătoase, adică două cluburi bune, solide, care își desfășoară concurența doar pe teren, implicată toată lumea, siguranță financiară, că ăsta e cel mai important aspect, chiar dacă suntem la nivelul ăsta, adică te face să te simți oarecum fotbalist, între ghilimele. V-am zis, la noi este un mare meritul la ceea ce găsesc acolo a Consiliului Local, la primăria, a domnului primar, a membrilor adiacenți care sunt lângă echipă, care ne sprijină în tot demersul. Dacă vreți și pe telefon o să vă arăt, astăzi dimineață la ora 8, ieri am fost în inspecție la bază, astăzi dimineață omul care s-a desemnat, mâine la ora 12 o să găsim totul la linie. Deci suntem pregătiți. Pregătiți, am văzut că s-a vorbit de echipa asta și la Parlamentul European. Da. Când am citit așa un pic, parcă zic, hai să citesc mai bine totuși. Spune-ne cum s-a vorbit de această echipă la Bruxelles, adică... Da, este, cred că nu este ca o laudă de sine sau așa. Este prima echipă care s-a vorbit la Parlamentul European. Avem și imaginea acolo, care este... A fost cu ajutorul domnului doctor Marius Geantă, care este câmpulungean al nostru. Dezvoltă aici un 4 pe can, care este, din punctul nostru de vedere, un aliat important în lupta împotriva cancerului. Este benevol
Și dânsul ne-a ajutat cu această știre breaking news, ne-a făcut o mare cinste și o mare onoare pentru noi, pentru club, pentru Lerișteni, pentru toată comunitatea și pentru cred că și pentru țară. Este un lucru senzațional să apare acolo. Deci pentru noi a fost un... Evident ceva... că de asta am și, cred că mulți când au citit, parcă nu le vreau să creadă, au citit titlul, cum spunem noi, și automat te obligă să citești cam tot ce s-a întâmplat acolo. Național Geographic, ce... Da, o să vină miercuri, o să facă... Deci jos, suntem tindem la măreție. Cel mai cunoscut, să spunem, un canal de documentare, Național Geographic. Da, miercuri, dar cred că în proporție de 100% vor veni și ei la ora jocului, vor să facă un documentar referitor la echipa noastră, la zona geografică, la tot. Mă gândesc că merg pe Zimbri, nu? Și pe ce înseamnă conservarea zonei. Da. Și probabil să leagă un pic și de numele echipei și... Absolut. Absolut. V-am spus, avem un departament care cred eu că suntem bine organizați. În toate punctele de vedere. Adică transpunerea către oficialitățile locale. Localitatea transmite către club tot ce e nevoie, către membri, către toată lumea. Deci avem chiar o simbioză, ca să o numesc așa, unde lucrurile te face să te simți important tu ca sportiv, eu ca conducător, mister, ca antrenor, când vine și e totul aliniat la linie cu totul. Deci chiar ne dă starea asta de confort și băieții cred eu că rezultatele astea au fost acest demers de a face lucrurile sănătos încă din fașă și oarecum s-au dat pe făgașul normal și am ajuns în acest punct unde, vă spun sincer, chiar vorbeam cu mister, ce îi spuneam așa o discuție. Da. Eu în nebunia mea cred că o să ne batem de anul acesta la promovare. Așa i-am spus. Pentru că vedeam lucrurile cum sunt sănătoase transmise dinspre ei, eu știam pe ce mă pot baza și pe jucătorii care urmează să-i aduc în mijlocul nostru, că marea majoritate sunt jucători din câmpul lung, zonele lui Mitrofei și cred că 8 sau 9 de aici, din Pitești. Deci este un lucru senzațional pentru zonă, că așa îmi place mie, să mă leg de glie, cum vine vorba. Adică să joace cu inima, să joace cu sufletul, să joace cu dăruire. Păi observăm și în Liga 1 și în campionate, când joci așa cu inima, așa cum spui tu, parcă vin un pic și rezultatele, parcă te ajută un pic. Pentru ei. Când joci doar pentru banii... Și pentru cei tineri este senzațional, v-am spus, să ai în mijlocul vestiarului jucători care s-au identificat cu performanța, cu Liga 1. Adică te obligă, nu mai poți să fii în starea aia, zic, păi ce facem astăzi? Vin și trebuie să dau totul. Dacă apelează la mine, trebuie să mănânc pământul. Ce ar însemna pentru băieții tăi încă o promovare? Mulți dintre ei au făcut pasul ăsta, nu mai vorbim pe unde au jucat. Vorbesc doar că iau un proiect, se luptă până la final și poate reușesc o promovare în Liga 3. Deci cred că ar fi încă o dată încununarea muncilor de încă un an de zile în cel mai frumos loc posibil, adică barajul de promovare, acolo unde te simți ca la război, adică ești față în față, sunt două manșe, tur-retur, în care sunt bărbați, răzbesc, poți să și pierzi și ca bărbat, pierzi cu capul sus, pierzi demn, dar eu cred că dacă vom ajunge acolo nu ne vom face de râs. Și eu așa cred și sunt optimist de felul meu. V-am spus, deși e foarte greu, întâlnim un gigant, care pot să spun așa, un club foarte bine structurat. Asta, spune-ne mai mult despre Speed Academy. Noi am văzut-o și anul trecut în acea luptă cu Aro. Cu Aro, da. Mi s-a părut o echipă închegată și organizată de asemenea, tot... Marele lor atu, care este în momentul de față, este băiatul acesta, Popescu Alin. Plus sprijinul financiar care vine în spate, el are discernământul de a cunoaște și avea bazinul de aici de selecție, mult mai mare ca noi. Cum de la Lareș, la Pitești, da, evident, decât la Câmpul Lung, cunoaște, da, foarte bine toate talentele, este un tip preocupat, un tip care beneficiază ca și noi de sprijinul patronului, noi de al conducerii, al primăriei, al așa. Deci va fi o luptă crâncenă și echilibrată? Lor le va fi foarte greu. Eu vă spun, lor, nu nouă, dar lor le va fi infinit mai greu. Adică presiunea e mai mare un pic pe ei, la modul că i-au ratat și anul trecut o promovare, da, și la voi n-ar fi, să spunem,
o mare dezamăgire că n-ați promovat anul acesta? Din cauza asta? La că... noi, ca să îl citesc pe domnul primar, i-a zis, într-o discuție cu dânsul, când m-am dus la Lerești, i-a zis, împreună cu Mister, cu Bobby Dascălu, i-am zis, vreau să terminăm în primele 5. Asta a fost targetul nostru în primul an. Și eu atunci am transmis, eu în nebunia mea cred că pot să mă bat la primul loc. Să fiu lăsat în pace, să fie transparență și o să vedeți că lucrurile așa vor fi. Pentru că știu, adică știu foarte bine de dedesubturile acestei lupte, prin care lupta o câștigi, Liga 4 e diferită de Liga 3, Liga 2, Liga 1. E complet diferită. Tot altceva. Deci e inimaginabil ce diferență poți să fii, începând de la suporterii, teren, vestiar, condițiile, toate lucrurile care te face să tinzi către performanță. Aici v-am zis, mai întâlnești, acum s-au reglementat, țin să felicit AJF-ul, țin să felicit conducerea. Asta vreau să te întreb, cred că și AJF-ul e mulțumită că mai scăpat de acele, eu știu, anumite probleme de organizare pe care unele echipe nu și le făceau, să spunem, ca la carte, dar și că lupta fotbalistică creează și o tensiune și nu știu, toată lumea se uită ce se întâmplă la Liga 4. Absolut. Uitați, duminica am participat la un joc de Liga a 5-a, un derby local între Cetățeni și Stoienești, unde, credeți-mă, cred că au fost peste 400 de spectatori. Peste 400 de spectatori la un meci de Liga a 5-a, duminica, de Flori. Un lucru senzațional pentru comunele din zonă, unde duminica petrec timpul... Acolo chiar că e derby local, da. Eu știu bine, da. Și meciurile astea dintre localități. Sau Dragoslavele, sau Valea Mare, unde sunt condiții care încearcă să transpună fotbalul către performanță și ei. Deci sunt condiții și premize. Uitați, de exemplu, la Cetățeni, tot așa se încearcă un proiect senzațional, tot așa pentru promovare, pentru accederea la o bază sportivă, tot așa top. Adică sunt lucruri, se dezvoltă. Valea Mare, care tot așa investesc, Dragoslavele, ce să mai vorbim, că Dragoslavele au Hârtieștiu, care tot așa e senzațional ce vezi la o echipă de Liga a 5-a. Oamenii ăștia trebuie felicitați, trebuie susținuți, trebuie sprijiniți în demersul lor, care îl fac pentru a oferi tinerilor din localitate, oamenilor de rând, plăcerea asta de a o petrece. Și mai ales copiilor, că spune tu mai devreme că la Liga 4 e o competiție de juniori, ești obligat, da. Și e foarte bine pentru că mai scap un pic de telefon, de televizor, de tot ce înseamnă și poți să faci mișcare și să vezi jucători care au mai evoluat și până Liga 1 să joace pentru... Da, uitați. Dar mai avem puțin de tot din emisiune, chiar un minuțel. Îmi permis să mai întreb încă o dată ce ar însemna pentru tine și dacă mai rezistă inima la... În combarea, să spunem, noi dorim să câștige cea mai bună echipă, ori Speed, ori Zimbri Lărești. Sincer, cred că ar fi, am lacrimi în ochi, credeți-mă, dacă aș promova, cred că aș pune stop, m-aș opri, ar fi prea mult pentru mine. Adică am atins toate etapele astea care puteam să iau un club de la zero, să-l creionez, să-l conturez, să-l duc unde trebuie și eu n-am putut să mă bucur de munca mea. Dar știți cum e, Dumnezeu mi-a întins altă mână, eu mi-am făcut treaba și când merg mai departe. Când se închide și se deschide alta, da, știi cum e. Dumnezeu are grijă de mine, că știe că am inima mare și niciodată nu m-a lăsat. Iar dacă ne va ajuta Dumnezeu să realizăm anul acesta acest lucru, cred că ar fi maxim pentru mine. Cred că ar fi finalul carierei mele, unde chiar dacă nu va fi greu... Eu nu cred și adică... Mi-aș dori să te văd acolo și în Liga 3 și să continui această lucru, pentru Dumnezeu. Că e nevoie maximă, cred eu, de oameni care iubesc acest sport și oameni care se implică și care știu totuși. Nu e așa simplu să conduci o echipă, mai ales în această luptă pentru promovare. Important e să una dintre cele două echipe să reușească și la baraj, pentru că absolut, cel mai important... Da. Știu că Argeșul cam 99% a câștigat aceste baraje și ar fi bine să mai avem încă o echipă. Dar a fost o plăcere și chiar mă bucur mulțumesc. Că iată am discutat și de fotbal de Liga 4, pentru că sunt mulți spectatori și iată aduc audiență și oamenii vin la fotbal, important e unde să vină și să vadă un fotbal cu care noi suntem obișnuiți la acest nivel. Mult succes, Dan! Și, vă mulțumesc din inimă și când o să aveți ocazia și oportunitatea, chiar vă invit la Lerești. Curios și cred că o să venim, pentru că am auzit că se fac multe în zona aia la Câmpulung cu ceea ce privește fotbal. Mulțumesc încă o dată! Și eu vă mulțumesc! Să aveți să
sărbători cu bine. La fel și la asta, doamnelor și domnilor, să aveți un Paște fericit. Ne revedem după sărbătorile pascale. Sperăm cu rezultate și performanțe bune din partea sportivilor argeșeni. Să aveți o săptămână bună. La revedere!